astăzi ne vom distra cu petunile. Vom aplica tăieri de întreținere, să le spunem, de regenerare. Și se va face sub forma ghiveciului pe rotund. Ca ulterior, când ele se vor dezvolta din nou, să aibă o cădere frumoasă din de jur împrejurul ghiveciului. Din păcate, trebuie să aplicăm tăieri fără milă, chiar dacă florile încă sunt frumoase și nu sunt uscate. Este bine să facem acest lucru pentru regenerarea lor, la fel și cu plăstarii tineri de sus, nu doar cei de jur împrejur. Și după ce le rărim, trebuie să avem grijă să eliminăm și frunzele bolnave sau frunzele uscate. Cum este și aceasta. Eliminăm absolut tot ce este uscat. Să rămână planta cât mai curată posibil.